Care sunt roadele pe care le dau oile lui Hristos în stâna cuvântătoare ortodoxă, dacă rezultatele duc spre retroactiv și negativ în loc să meargă activ spre pozitiv? Și atunci, care e răspunsul meu când 20% din mirii ortodoxi, când 20% din mirii ortodoxi vin și fură fetele și le fac islamiste sau alte religii, induse, ce-o fi vrând ele să facă? Ce fac eu când 30% din cununii sunt mixte și eu vin și mă răzvrătesc că biserica n-a reacționat la cununia mixtă? N-a reacționat, pentru că biserica sunt oamenii. Eu nu pot să mă duc să despart pe cineva care s-a căsătorit cu un om de alt rit și are 5 sau 3 sau 2 copii și să-i spun, nu, n-ai voie, biserica nu-ți dă voie să stai cu el. Mă ia de nebun. Și situația în sine impune o situație care nu mai poate fi corectată. Că dacă eu ajung, spuneam acum 2 ani, la un grup de București, că m-au întrebat, părinte, care e cel mai mare păcat din lume? Și am zis, să vă dau un răspuns, nu știu dacă am profețit, că nu mă cred profet. Dar l-am spus la întâmplare și s-a împlinit peste o vreme. Zic, cel mai mare păcat e când ortodoxi o să ajungă să arunce cu piatra în propria lor biserică. Hai, părinte, fugiți de aici. Și în noiembrie, la Patriarhie, sau chiar și prin oraș, pe la Mitropolie, oamenii aruncau cu pietre în biserică, că jos biserica, că vrem spitale, nu catedrale. Da, nimic împotrivă. Dacă în fiecare sat ai o cocioabă de biserică, că nu toate bisericile sunt frumoase, unele sunt ca niște grajuri neîngrijite și dărâmate și vechi și uitate și trecute în neființa existenței lor, doar atât că mai stă Hristos pe Sfânta Masă au valoare și Antemisul pe ele, și le numeri pe toate din țara aceasta, cu câte cabinete medicale de familie sunt, cu câte spitale sunt, cu câte farmacii, cu câte cabinete particulare, cu câte stomatologii, cu câte clinici particulare. Cred că sunt mai multe de sănătate decât de rugăciune. Pentru că alea de rugăciune, chiar dacă sunt, nu sunt frecventate. Du-te într-un cabinet de terapie. Du-te într-un cabinet de... Au ieșit acum un model foarte interesant, n-aș ști să vă spun titlul, dar el este de încărcare energie din asta pozitivă, cu yoga, cu reiki, cu radiestezie, dar ele se numesc cabinete de creștere spirituală. Și du-te să vezi acolo câte cucoane se duc și dau 100 de lei, 80 de lei, 200 de lei, 30 de lei, 50 de lei, eu nu știu ce prețuri sunt, prin care se încarcă pozitiv în fața oglinzii. Arată mai prestantă, se uită mai de sus, vorbește mai din colțul limbii, clipește cu ochiul mai frumos, că a fost la cabinetul care a încărcat-o pozitiv. Dar dacă te-ai încărcat pozitiv cu un leu pe lumânare, cu un leu pe prescură și cu un leu pe împărtășanie, nu-i mai ieftin decât să dai 80 de lei să te mintă ăla și să-ți vândă glume care îți place să le asculți? Oare de ce trebuie să fim noi un popor care trăiește din surogate? Ai văzut? Sunt oameni care ei ți-o mărturisesc. Părinte, sunt epuizat. Și este, că e munca de acasă, e munca de la servici. Dar să știți, eu beau dimineața o cafea și mă revin. De ce trebuie să trăiești sub influența cafelei? A, nu judec consumul de cafea, vă dau o pildă. De ce trebuie să trăiești sub influența cafelei când poți să-ți faci 8 ore de somn? Și ai să spui, da, dar când mai muncesc? Cum când mai muncești? În celelalte ore după ce te-ai odihnit. Pentru că e una să tragi de un trup odihnit și să-i folosești randamentul și e alta să bei 7 cafele, după aia îți plătești bani de inimă, bani de ficat, bani de stomac, bani de cap, bani de toate bolile. Sau eventual când te duci la cabinetele astea unde impresia de sine depășește sinele nostru și te întorci de acolo și deja îți spune, dacă mai mi-aduceți încă 2 persoane, dumneavoastră vă fac gratis. Păi da, așa se culeg proștii, ca murele.
două de aici, două de acolo, două de dincolo și ai cules pe toți. Deci, învață să te autoeduci singur după principiul lui Ioan Botezătorul. Drepte faceți cărările Domnului. Este o singură cărare. Dumnezeu, sufletul și credința. Dumnezeu, împărtășania și rugăciunea. Dumnezeu, strădania, nădejdea și curajul. Asta te face viu. Asta te face să existi. Asta te face să n-ai nevoie nici de spital, nici de farmacie, nici de medicament. Autodistrugerea noi ne-o facem singuri. Noi muncim până ne epuizăm. Noi construim până ne epuizăm. Noi tragem, nu știu, tot așa am găsit-o pe undeva scrisă, că asta este interesant la om. 50 de ani muncește să adune și 20 de ani stă ca să risipească. Pentru că până la 50 de ani faci strângi că vrei să ai, să lași copiilor, pruncilor, nepoților să fie acolo de zile negre, iar când ți-ai epuizat sănătatea la 50 de ani, 20 de ani tot ce ai adunat cheltuie ca să te faci înapoi sănătos. Dar nu era mai bine să fii sănătos din început, să nu ai nevoie de, să nu ai nevoie de acest exces de distrugere sistematică a sinelui tău? Cum spune acolo latinul? Mintea sănătoasă stă în corpul sănătos. Sănătatea este dar divin. Faptul că ești întreg și te miști este cel mai mare dar de pe fața pământului. Întotdeauna ai să auzi de oameni care se plâng că sunt săraci. Orbii sunt săraci. Autiștii sunt săraci. Paralizații sunt săraci. Oamenii bolnavi de boli cronice, cum este cancerul sau sida, sunt săraci. Scleroza multiplă, parezele, ăia sunt săraci. Cât mișcăm și ne putem bucura de deplina puterea vieții, n-avem nicio sărăcie. Singura sărăcia noastră este că nu ne mulțumim cu normalitatea. Vrem peste supranormalitate. Cum spune la cartea când cântăm Sara Privegherea? Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-l caută Domnul se vor bucura de tot binele. Deci, mulțumește-te în mod normal cu o viață firească și atunci, într-adevăr, vei trăi normal. Și atunci nu vei fi niciodată nevoit să faci abuzuri de nimic. Nu s-a supărat Dumnezeu că mănânci, nu s-a supărat Dumnezeu că bei, nu s-a supărat Dumnezeu că dormi. Mi-a plăcut de dimineață când a spus cineva, părinte, m-aș împărtăși, dar eu am dansat de revelion și ce treabă are una cu alta. Ești postit? Da. Te rogi? Da. Ești creștin? Da. Ești familist? Da. Ești curat cu trupul? Da. Tu ce te împărtășești? Deci nu trebuie să ieși din firesc în nefiresc. Orice om mănâncă, orice om doarme, orice om se odihnește, orice om se mișcă, orice om se simte bine, asta e un dar al naturii, un dat al nostru. Așa ai făcut omul să fie și vesel și trist, și supărat și obosit, și bucuros și întristat. Deci ele vin și trec, dar tu trebuie să cultivi tot ce e pozitiv. Nu trebuie să aduni rău în tine. Noi nu trebuie să fim surse de izvor de rău. Dumnezeu este izvor de bunătate și noi, dacă suntem chipul și asemănarea Lui, trebuie să strângem în noi toate bunătățile posibile și existente. Copiii sunt o bunătate. Mulțumirea este o bunătate. Automulțumirea, faptul că ai putut realiza ceva în viață, e o bunătate. Faptul că te poți plimba, e o bunătate. Faptul că poți dormi, e o bunătate. Faptul că poți comunica, e o bunătate. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă noi nu aveam cuvânt. Nu puteam vorbi, eram ca celelalte creații de pe pământ. Ca cai, boi, oi, să nu fi putut vorbi, cum îți dobitoacele. Dar Dumnezeu ne-a dat acest mare dar să ne spunem o glumă unul altul, să ne spunem o vorbă bună unul altul, să ne spunem un sentiment. Câtă bucurie nu simți în inimă când îți spune cineva, te iubesc. Nu știu ce înseamnă cuvântul în esența lui, că înseamnă mult mai mult și mult mai fain. Dar așa, în simplitatea existenței lui, cât el de mitit el atâta. Dar faptul că-l auzi, te iubesc, înseamnă ceva, da? Dar dacă taci, dacă ești posomorât, dacă ești încărcat, dacă ești mânios, dacă ești nervos, dacă ești agitat, dacă ești turbat, dacă ești sedat și îndrăcit, cu ce rezolvi?
Deci asta este ținta lui Ioan Botezătorul. Drepte faceți cărările Domnului. Adică de la inimă, la minte să fie o linie dreaptă. Doamne, nu pot trăi fără Tine, vreau lumina cunoștinței Tale. Doamne, nu pot să fac nimic fără Tine, vreau binecuvântarea existenței Tale. Doamne, nimica pot, nimica fac, nimica sunt, dar cu Tine toate le împlinesc. Și cum spune Sfântul Evanghelist Luca, Fiule, dă-mi inima Ta ca să-mi fac locaș în ea. Dumnezeu vrea să stea veșnic în noi, nu vrea să stea pe afară. Nu vrea să mai stea în iesle de dobitoace, nu vrea să-L bate vântul, nu vrea să-L adulmece dobitoacele și să-L încălzească cu nările. Nu vrea, n-are nevoie de îmbrăcăminți speciale. Vrea veșmântul inimii, cămara Ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am să intru în trânsa. Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, și mă mântuiește. Amin.